A plecat episodul, a plecat și prezentarea noului job, pentru că așa de sărbător nu a mai filmat nimic. Ia zi eu, masivule. Salut! Ce zici de, de jobul ăsta? De bun. Bă, există două variante. Două variante. Merge sau nu merge? Oră. Exact. <laughs> Bă, uh, să vă dăm câteva detalii înainte să vă prezentăm. S-a lucrat, uh, cred că de vreo două săptămâni jumate tot lucrăm la job. Așa că pe această cale vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat cu idei și cu timp investit la acest job, pentru că, știți, bă, după cum v-am obișnuit, bineînțeles, totul este făcut de, de la zero, de noi, cu idei proprii, cu tot. Eu Vă garantez că n-ați mai văzut jobul ăsta nicăieri și garantat nu o să-l mai vedeți, bineînțeles, dacă nu hăți. Grăunța a luat cu coveau, grăunța și a plecat în altă parte. Mă înțelegeți? Așa că hai să dăm drumul la treabă, să vă prezentăm și să ziceți acolo în secțiunea de comentarii cum vi se pare noul job, da? Să știți că este destul de complex. Așa că venim aici la, la mitică, dăm și noi la Viorel Pușcoi. Stai mă să nu mă usper, să nu mă uit tare. Eu am deja jobul, jobul, da? Și aș dori echipament, aș dori... Hai să mergem așa. Aș dori să încep vânătoarea, da? Și ia vedeți mă, măcavașul voia voastră, vânătoarea, ce facem aici? Deci, este o parte că toată lumea mă întreba. Bă, este legal sau ilegal? Este o parte legală și este o parte ilegală. Aici ce vă prezint eu în momentul de față este doar partea legală. O să vă prezint ceva și de, din partea ilegală, pentru că acolo stăm altfel. Trebuie să faci rost de momeală, să pui momială, să atragi animalele de pradă, nebunii. O să vă explic, da? În momentul de față astea sunt animalele, astea sunt în GTA, cu astea ne descurcăm și o să le vânăm, da? În momentul de față avem de vânat porci, după care căprioară, porc mistreț, cormoran și iepure. Vedeți că avem livrat de, uh, livrat, mă, de ucis, mă, mâncava și eu. Am, am, zis de livrat masiv până acum? Nu am fost atât. Mă rog, mă rog. Avem de, de, de ucis, ați văzut, 0 din 100. Momentan, v-am spus, totul este în teste, încă nu știm exact câți din fiecare puteți să, să, vânați. După care, la, la, final de tot, după ce ați făcut tot, toate animalele, vână, vânătoare liberă. Practic, vânați ce vreți voi. Hai să începem cu porc. Da? Dăm select. Ia zic cum o fac cum o, -o mâncați. Bun. Aici este numărul, uh, numărul de telefon. Da? Numărul de telefon al pădurarului. Asta este un contract de vânătoare. Vine polițistul, te întreabă, băi, ce faci? Ai contract? Da, am contract. O să fie în inventar. O să îl poți arăta. Asta este contractul. Da, cu toate datele, cu tot, cu drepturi, cu tot ce, ție, ce ține de acest job. Și aici trebuie să ne dăm o semnătură. Facem și noi o semnătură. Pam, pam, a plecat. Am făcut și semnătură de luat -o, așa. Am semnat contractul după ce am citit, bineînțeles, și am plecat. Uh, contractul de vânătoare a fost semnat. Hai să, a, ah, pe lângă treaba Arm. asta, ne trebuie armă, ne trebuie gloanțe. Uite, eu am gloanțe de muschetă, hai le... să le, le la jos. Și da? cuțit cuțit ca să jupuim. Aș dori în echipamentul necesar. Ne luăm un cuțit de vânătoare, da? Care te costă suma de... v spus, momentan totul nu-i nu nu pus încă. Armă de vânătoare, cumpără. Și mai avem nevoie de cartușe. 25, hai să mai luăm. 50, uite, ca să avem 50, da? Și avem așa. Avem cuțit de vânătoare, muschetă și gloanțe. Nu vă gândiți ca să jefuiți cu asta și așa mai departe, pentru că nu, nu o să o puteți echipa. Da? numai acolo o să puteți echipa. Da, uite, ai nevoie de o geantă Stai așa, bă, și geanta e asta. Stai să o dau asta jos. Da, geantă. da, aceasta nu poate fi echipată doar în zona de vânătoare. Deci nu puteți să, e, să, să echipați muscheta. Și nu o să aveți voie oricum să jefuiți sau să faceți uh, mizerii cu muscheta. Da, hai să mergem în zona de vânătoare. Avem trei zone de, vână, de vânătoare. Da? Ah. Pus avem, madagă. avem, probabil o să punem mai multe, dar momentan avem trei. Avem zona asta de aici, da? zona asta de aici și avem zona asta de aici. Momentan mergem aici aproape, o ajută. Hai, hai, să găsim acum porci sălbatici. Ia uite-l, stai acum, e, e căprioara. Olehu! Ce-a pățit, mă? Am pedicat, ai speriat-o. A, -a, A, căzut, mă, Bun, hai să mergem să căutăm uh, porci, da? Sunt, nu sunt porci ci domestici, sunt sălbatici. Așa că hai să vedem cum găsim și uh, dacă găsim prin zonă. Ia uite altă căprioară. Și asta o să se sperie. Du-te, 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 pleacă, pleacă, pleacă. Uite, uite porcu, uite porcu. Unde, unde, unde? Uite-l aici, în dreapta. Ah. Stai puțin, lasă-mă, lasă-mă, stai. Haide. Tintești? Și a plecat. Ma. Și a plecat. După ce ați uh, omorât, noi avem contract uh, să omorâm uh, Da? A, venim aici frumos. Ai nevoie de un cuțit de... Oh, mă că nu mi am cuțit. Cred tu, că da. te-ai pus cu picioarele pe el, voi. Dăm și mie... Give a item doi cuțit. Că trebuia să ne luăm și cuțit. Am mai luat, dar mă rog. Și avem cuțit și apăsăm E. Inspectează animal, da? aici dăm click pe carne. Am primit carne. Aici o să avem o altă interfață. Pe lângă treaba asta nu o să mai fie asta. O să fie o chestie în care să aștepți aici, da? Cu cuțitul și o să, o să, se încarce. O să fie o animație frumos. Te pune practic să îl despici pe porc. După care luăm și pielea și luăm și pulpa porcului, da? După care ieșim. Aici o să fie schimbat oricum, da? Și avem un inventar. Carne de porc, piele porc și pulpă porc, da? Perfect. Și noi trebuie să mergem mai departe să vânăm. Ok? Hai să mergem uh, să vedem dacă putem să găsim altceva să vă arăt uh, cum trebuie voi să faceți. Dar uite, de exemplu, asta care stă pe loc acum și putem să o. Aș! Dacă noi nu avem contract cu asta ca să nu se facă abuz și așa, am omorât-o, dar nu putem luta. Da? Nu poți face acest lucru. Da? Nu putem pentru că nu avem contract. Uh, cu căprioara, să omorăm uh, căprioare, ok? Dar, hai să vă arăt și partea, trebuie să mergem să -mi setez mie, să le arăt și partea ilegală, dar bine, după ce prezentăm tot. Uh, pentru că cu carnea, da? Cu carnea de la animale, o să mergeți și o să faceți partea ilegală. Ori o să aveți opțiunea să o vindeți, da? Ori o să aveți opțiunea să o vindeți la braconieri. Ia uite alpor. Și uh, să luați mai mulți bani, da? Mergem cu porcul, apăsăm frumos E. Luăm carnea, luăm pielea și luăm pulp. da? Aici o să stați mai mult. Aici o să stați mai mult, după cum v-am spus, încă nu este totul finalizat. Dar o să vedeți pe, pe server că o să fie totul tip. Dacă ne primăm pe aici, o să avem și cormorani, o să avem mai multe animale. V-am spus, sunt trei zone. Sunt trei zone de de, vână, de vânătoare. Bun, hai să mergem la, magazinul legal, pentru că o să, o aveți și magazin ilegal, dar momentan mergem la, magazinul legal. cu... După cum ați, observat, nu mai sunt în, în zona de vânătoare. Automat, hai să mergem pe aici. Unde să intrăm? Hai că intru direct pe aici. trebuie să intrăm pe aici, mă rog. Nu mai, am, nu mai am, cum să echipez arma, da? Mi-a dispărut arma, nu mai am cum să o echipez. Mergem frumos pe aici, da? Și aici o să aveți un shop. să me Aș dori să vând prada. Da? Intram frumos aici. Și aici puteți să vindeți, da? Carne de porc, pielea și pulpa. V-am spus, momentan sunt puse cu 100. Hai să punem... Aici doar lutul legal. Hai să punem ilegal -aș să vedeți că porcă nu Așa. Da, ăsta e doar lutul legal. Da? Le vindeți. Și apăsați pe vinde și vă... o să vă vândă. Dacă dați aici pe asta, practic o să vă dea înapoi. Da? Avem 2x din fiecare. Uite, 2x, 2x, 2x. Da? Hai să punem, postrăm carea de por. Dăm vinde. Da? Ai obținut 400 din vânzare. Ok? Deci cam, cam așa se treabă, după care am rămas, v -am, v ați văzut, am rămas cu 2X carne, ca să merge și pe partea legală să vă arăt, masiv dacă poți să-mi dai set, că nu mai știu care e ID-ul de la... Da, de la... Știgul, la job nu ai făcut încă să nu vă speriați, că nu o să da 100. Da, asta, 400. asta zic. Dar, ca să ajungeți la partea ilegală, ca să ajungeți la partea ilegală, încă o dată, stai 200. mi-ai dat set? Ți-am dat, ți-am dat, vrei să te pun la loc? Nu, 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 lasă, 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 lasă ca să ajungeți la partea ilegală, încă o dată, trebuie să faceți partea legală prima da? Deci trebuie să începeți cu vânătoarea. De por sălbatici, căprioară, mistreț, cormoran și iepure. După care ai vânătoare liberă. Vânătoare liberă pe partea legală, poți să vânezi orice de aici și să îi lutezi. Și bineînțeles să să vinzi. Dar prima dată trebuie să treci progresiv prin toate, să faci contracte, contractele respective pentru fiecare animal în parte, după care vânătoare liberă după ce ai făcut treaba asta la vânătoare liber și așa, poți să vânezi și animale exotice. Care animalele exocite, exotice, sunt? Leu de munte, panteră, vultur, uh, ce mai erau? Mai era, încă, un mai era încă, mai erau încă. unul. Mai era încă unul. Nu mai știu. Dar mare atenție și, și grijă pentru că hai să punem vorba. Deci, suntem în partea ilegală. Da? avem jobul de braconier, vânător braconier. Mergem frumos aici, punem carnea, da? Am dat, folosește pe carne, S a pus carnea, da? Vedeți, frumos, s-a pus carnea și acum fugim. Și acum, normal, ar trebui să așteptăm să vină. Aveți mare grijă. Pun și eu. Stai, bă, nu pune. lasă pe Vreau și să vină. Pune și tu. Mă rog, e o șansă aici pe beta, o să vină 100% că am tot testat. O să vezi că o să-ți dea și un mesaj, când, ca să știi când... Aici când nu, vine. o să scoatem. Ajunge, nu. Ca să știi când vine, dacă s-a A, uite, 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 uite. Deci, vedeți, da? Autel. Uite cum vine la pradă. Da? A simțit miros, frumos, bem? Vine frumos. Și aici nu mai aștept să până vine până nebunii. Ia uite -l. Și eu îi dau de aici a plecat. Și mare atenție că acum a venit de la deportare, dar poate să vă vină din spatele vostru, să vină din zona aia, dacă v-a mușcat, v-a omorât instant. Da? Uite, bă, uite, -l, uite, -l, uite, -l, uite, -l. Atent, uite, uite, fii uite. Unde mă, unde e, unde -i? Nu, ăsta e vultur sau cormoran. Cormo... al meu. Ha, uite-l, că... <laughs> Și acum <laughs> mergem frumos, mergem frumos aici. Hai că te las să lutezi. Asta e leu de munte, leu de, de, munte, parcă este. Nu -i... A, nu e pantera, mă? Nu, mă. nu, e leu de munte, mă. Dăm frumos, da. e, da, la fel. Da, 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 da. Trebuie deci să avem cuții de vânătoare și tot la fel. Blană, carne și colți aici de data asta, da? Și avem un inventar așa, uite. Carnele o munte, colți și uh, carne de porc care... și blană, da? Carne de porc încă o mai folosim. Ia, vină și lutează și pe ăsta dacă mai e aici, unde era, mă. Ce? Cormoranul? Mm, vulturul. Vultur? A, uite. Ia. Asta era vultur, mă? Da. Ia, uite. Uite-l, Asta da, am da. luat. Ia aveți vulturu. Deci, șoi mult mai mult. Ce va fi? Cioc! Pene și carne. Da? L-am notat și pe ăsta. Vedeți că normal am ajuns la. Carnea asta a rămas, v-am spus. E, oricum... O să dispară, da. O să dispară la un moment dat, dar este o șansă. Și pe serverul mare că nu o să fie. O să, fie. O, să fie o șansă să vină să atragi animalul, animalul de pradă la, la carne. Nu o să fie 100%, da? Hai să facem în felul următor. Hai să mergem în altă zonă. Hai să mai mergem în altă zonă. Uite, de exemplu, uite aici. Hai să mai mergem aici. E să vedem dacă avem șanse să... Uite, carnea de porc. Da? Plantăm aici frumos. Da? A apărut. Bucata. bucata. ne putem în boschete. Hai de mai sus, hai de mai sus. Da, nicio șansă că te vede rapid. Oh, ia uite-l! Unde eu? Asta e? Ah, le e cred. le e cormoran, bă. Oh, uite-l! L-am urat! A fost! Bă, e foarte greu de... De... Ăla că Da, cam, aveți grijă dacă faceți... Treaba asta cu momeala și începe să trageți pe aici ca nebunii, să poate speria și nu mai vine. Adică dacă tragi pe lângă un porc sau animal sau așa. Da. Fuge. Adică cum și la căprioare, după cum ați observat, de exemplu, dacă eu am plantat, uite, 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 de exemplu, puma, uite mă, Suntem. am luat omul, dar cred că a fugit, deci ați văzut, da, puma venea la la prada noastră de aici, da, dar auzind că noi am tras, a plecat, a fugit, pentru că dacă noi, tra... a, noi am tras după cormoran, ăla era, e pe partea, cormoranul e pe partea legală, ați văzut, da, stai deci, să dacă mai putem să o prindem, dar nu cred că am umărut, ai, ai prindem, a, uite prins da. uite mă, uite, mă, uite. Deci okay. asta normal trebuia să vină la pradă. Nu au auzit că am tras, o plecat, o fugit. Uite-o aici. Unde trebuie? uite o aici. Frumos. Și avem așa, blană, carne și colți. Panteră, mă. Panteră e asta, da? Uite iepurele, bă. Uite iepurele. Bun. Și avem așa, blană, panteră, carne, bă, murit. carne, panteră și colți, panter. Dar asta o să vă duceți mai departe și o să le vindeți. Nu o să vă arăt locațiile pentru că v-am spus, asta totul este, este ilegal. Pe asta, și, practic, când nu o să ajungeți la vânătoare liberă, uh, puteți să omorâți ce vreți. Dar, dacă ești pe partea ilegală, da, nu, degeaba omori porci și nebuni și așa mai departe, că nu o să poți să-i lutezi, pentru că nu poți chiar să. Pentru că așa te duci, omori tot ce prinzi și ăla care face uh, legal nu mai are nicio șansă. Mă înțelegeți? Deci tu degeaba omori animalele respective, nu poți să le lutezi. Poți să le lutezi doar pe, partea ilegală, da? Deci cam, cam acesta este jobul. O să aveți nevoie de mașini off-road, motoare, tot ce ține treaba asta, după care putem să-l evoluăm. Uite, penele, vulturi, ciocul vultur, să-i cam tot și ăsta. Ăstea toate se vând mai departe. poate în viitor o să facem anumite chestii cu jobul ăsta. Îl ducem la la alt nivel. Nu știu, v-am spus, astea sunt, au fost ideile ce, tuturor celor din, din, din staff, oamenilor din staff. Acum să-mi spuneți și voi, ce părere Băi, aveți? Băi, Pantera. Uh, Băi, ia chiar. Unde, unde, unde? Nu, nu omor, nu omor. aici, uite aici. Nu nu Ia, Goto 1. Păi mă prinde, bro. Ia, lasă, ia, lasă, lasă să te prindă, lasă să te prindă. Lasă să te prindă, lasă să te prindă. Salut. Da? Deci, grijă mare cu Pantera. Fără tichete după ce muriți. Aia, aia clar, aia clar. Hai să vedem, dăm și mie o bucată de carne. Că, a, nu, cred că la carne le -o munte, nu știu dacă merge. A, merge, ai fost și la asta, mă? L astea ar trebui să nu le, le punem, sau mă rog, le putem lăsa. Deci asta, așa, hai să vedem. Ce vine, nu, nu mai trage, nu mai trage. Mergem de mai departe. Asta e porc. Eu acum dacă trag în porcul ăla, dacă vine pantera sau vine ceva, o să fugă, că... Na, am speriat. Grijă, grijă mare când, uh, când puneți. Stai că poate vine de pe partea asta. Uite, -o, mă. Alul. Asta e cu io, bă. Unde e? Uite-l. A, A venit coiotul, bă, mâncați și gură. Ăsta mă omoară, mă? Ăsta e cam inofensiv. Ăsta no. nu mai prea face nimic. Da? Ăsta... Da. Salutăm și pe el. A venit coiotul. Uite, mă, da, mă, coyot era ăla. Blana, carnea și colții. Bun. Hai să... Hai să plantăm, dacă nu. Iată, punem armă. Punem carnea. Oiot. Punem jos. V-am spus, încă nu ne-am gândit la cooldown, ce cooldown o să fie pe, pentru plantat, pentru venit, pentru nebunii. Deci, v-am spus, încă jobul este în teste. N-am testat absolut tot. Hai, că am pus asta să vedem de unde vine. Ai pus și tu, mă? Păi nu mai B trage, mă. Gata. Bă, da, asta... Asta, asta lutează, mă. Gata. Uite, uite, uite. Deci, da? Vede Pantera. Mă vede Pantera, nebunii o să vedeți că o să vină după mine. Eu acum am văzut-o, dar dacă venea aici frumos, ia uite. Și nu o să vă vadă. Tu nu o vezi. Ia uite-o mâncați și gura ta. O ratezi, da? Fugi, fugi. Ia A plecat. Și acum vin eu și dau capac. Da, până îi dă capac, grijă mare. Că vă omoară direct, da? Bă, cam asta este, cam asta este jobul. Da? carne blană, colți. Aici v-am spus, o să așteptați mai mult, pentru că o să fie altă, altă, alt design, alte chestii. Și... În mare vedem. parte cam același design o să fie, doar că o să mai fie de așteptat când dați click pe loot. Da, și chestii în plus. Na, asta Și aici, în dreapta, aici, în dreapta, o să fie chestii în plus, frumos, cu ce ai de vânat, ca să știi. Mă înțelegeți? Și cam, cam asta e treaba. Că prioare da. ai lutat? Uite, ia stai așa, să vedem. Băi! Aici o să facem să nu puteți să trageți. Cumva nu? Așa trebuie să facem. Nu o să puteți să trageți în alte persoane decât în animale. Deci cu arma asta nu o să puteți să trageți. Nu o să dați damage. Nu o să dați demici cu arma asta în alte persoane. Păi, nu, nu o să pot. Ai braconier cum să nu poți. A, de fapt, da, mă. Da, bă, da, uite, tocmai ce le ziceam. Că nu e ok. Ești braconier. Lutez doar ălea de la braconier, asta trebuie să modificăm, mm. că tocmai ce le ziceam la băieți, că nu poți să dai la orice, să lutezi orice. Ești pe braconier, mergi pe, pe partea de braconier, nu le freci uh -huh. uh, animalele la, la restul. M-am spus că încă momentan trebuie să da, testăm da, și să vedem ce, ce și cum Știi? Bă, vă pup, ne auzim data viitoare la un nou episod, în secțiunea de comentarii. Să ziceți și voi părerea voastră și ce ați mai face voi la acest job, având de vedere că încă nu este pe server, o să-l băgăm curând. Um, un like și Doamne ajută să, să fie ok. Vă pup, ne auzim data viitoare. Pa, pa! Salut!